v-am găsit. O lecție de istorie recentă care ar trebui predată zilnic în școală este aceea că o parte a societății românești s-a opus comunismului cu arma în mână. Ei au fost numiți bandiți și partizani. Culmea este că și astăzi mai există indivizi care au aceeași opinie despre acești eroi incredibili. Unul dintre ei a fost o femeie, mărunțică, modestă, o țărancă româncă autentică. Căutați-i povestea, o să vă fascineze. Și duceți-i povestea mai departe. Elisabeta Riza este numele ei. Proiectul casei sale memoriale este inițiat de urmașii săi și sprijinit de familia regală. Învâltoarea vremurilor complicate pe care le trăim ne este din ce în ce mai greu să deosebim binele de rău și adevărul de minciună. Cu un sistem al valorilor aruncat în derizoriu, societatea se chinuie să-și păstreze echilibrul și să găsească modele demne de urmat. Nici astăzi, filele manualelor de istorie din școli nu cuprind lecția despre curajul, demnitatea, sacrificiul și credința unor oameni ca Elisabeta Rizea, eroina rezistenței anticomuniste din Munții Făgăraș. Țăranca simplă și dârză, îmbrăcată mereu în portul popular mușcelean, a plecat dintre noi, dar lumea încă nu pare a fi limpezită. Aici, la port, aici m-a pus în spânzurătoare, doamnă. M-a luat de acasă, a pus un scaun, m-a sui legată. Întâi m-a legat de mâini, așa la spate, și mi-a pus o frânghie legată de mâini, de mâinile amândouă. A pus un scaun, m-a sui pe scaun, după scaun pe o masă, după masă pe altul scaun. Și mi-a tras, doamnă, scaunul, mi-a tras masa și scaunul ăla și m-a lăsat aternată în mâini. Și zic că îți murge mâinile, că mi-eram slabă și prăpădită ca acum. Îți murge mâinile, nu mai puteam. Și după aia au dat un sac, după ce m-a dat jos, m-a dezlegat, de la mine n-a scos nimic. M-a lungit jos, că luam, ia sacul ăla în apă rece, l-a stors și l-a pus pe mine așa. A băgat pe mână capitanul Cârnu un hâl așa de cauciuc și avea o curie aici, nu știu cum îi spune. Dar l-am văzut când l-a băgat pe mână și l-a apucat așa și cu ala m-a bătut. Pe toate părțile mi-a dat. N-am spus nimic, peste sacul ăla. Așa. Și după aia m-a adus. M-a adus acasă. Nu știu. Scoateți în mochi, tăiați în capul, tăiați în limba, faceți cu mine ce vreți, că nu știu de ei și nu știu de ei. Străbunica îmi povestea seara, stând aici pe bancă și îmi povestea până câte a trecut. Și la un moment dat mi-a spus, Bogdanele, mamă, ție am să-ți las aici. Dar eu așa mirat, vă dați seama, fiind un copil, zic, dar de ce mie? Nu, știu că tu vei face ceva și tu vei duce mai departe istoria și tradiția și povestea grupului de rezistență. Într-un efort susținut în anul 2017, nepotul viteazei de la Nucșoara a înființat o asociație cu scopul de a restaura casa în care au locuit soții Rizea și de a o introduce în circuitul turistic. Familia regală a României a sprijinit public acest demers încă de la început. Au avut loc mai multe întâlniri cu membrii asociației și în 2018, principele Radu i-a vizitat la Nucșoara. În toamna anului 2019, proiectul arhitectural de amenajare a spațiului memorial în jurul casei fostei luptătoare anticomuniste a fost prezentat în mod oficial în cadrul serilor Palatului Elisabeta de către arhitectul Matei Damian. Casa Elisabeta Rizea este un proiect comun al Asociației Elisabeta Rizea și al Centrului de Studii în Istorie Contemporană, un proiect de echipă. Acest proiect este sprijinit de Casa Regală a României. Întreg spațiul memorial este gândit pentru a putea avea vizitatori români și străini care să aibă nu doar posibilitatea de a vizita casa încărcată de istorie în care au locuit soții Rizea, ci să se bucure de activități educative, să asiste la prelegeri sau proiecții de filme documentare, ori să beneficieze pur și simplu de un weekend muscelean tradițional. Thank you.
ajutorul studenților de la arhitectură s-au realizat planul releveu, studiul topografic al proprietății și studiul geologic, iar în 2020 au început lucrările de consolidare a vechii case. Am reușit și am stabilizat casa. Am refăcut temelia, consolidat, am făcut subzidire, s-au făcut cele două camere din spate în totalitate, s-a refăcut sala cu toți popii de susținere, prispa înlocuită, scânduri, tot ce a fost aici în totalitate a fost schimbat și în spate cele două anexe le-a făcut de la zero. Dar din păcate ne-am oprit aici din cauza lipsei banilor. Am găsit o echipă de restauratori maramureșeni. Au lucrat la muzeu la Golești, eu îi înțeleg. Într-adevăr, sunt foarte scumpi, dar se vede, adică, și foarte buni, meseriași. Pandemia a întrerupt mersul și așa nevoios al proiectului și, pe de altă parte, a fost urmată de scumpirea îngrijorătoare a materialelor de construcție. Lucrările au stagnat așadar, deși ar fi trebuit să fie terminate la finalul anului trecut. Ne-a ajutat primăria, Consiliul Local, cu domn primar, un băiat de aici cu o păstrăvărie, ne-a mai ajutat cu bani toți românii care pot și au contribuit la sumele cât au putut fiecare. Nu este puțin lucru să avem o casă memorială în Nucșoara. Nu este puțin lucru că am avut-o pe Elisabeta Arizea la Nucșoara, că am avut pe frații Arnăuțoiu la Nucșoara și ultimul cuib a fost la Nucșoara. De aceea, toate cunoștințele noastre, toți oamenii de bine din această țară, ar trebui fiecare să ne aducem o contribuție. Consiliul Local și Nucșoara, eu, ca și persoană fizică, să spun așa, am adus cât am putut și noi contribuția. Cu Bogdan discutăm și încercăm să grăbim puțin lucrurile. Într-adevăr, am senzația că se întârzie puțin. Probabil că sunt și circumstanțe, dar trebuie să ne impulsionăm și să ducem la bun sfârșit această construcție. Și rezistența a fost de lungă durată. Fiecare vară avem vizitatori, vin din toată țara, inclusiv elevi, studenți. Problema este când putem noi să ajungem aici, când suntem noi, le deschidem cu mare drag. Și weekendul trecut a fost un eveniment. Vin elevi, studenți, simpli turiști care vin să vadă zona, să viziteze cu mare drag. Le spun povestea în sine mare și sunt foarte încântați și bucuroși că m-au găsit aici. Chiar îmi spuneau niște domni că au trecut de 3-4 ori, dar n-a găsit pe nimeni. Care este reacția tinerilor care vizitează? Unii, într-adevăr, sunt copleșiți de ce le povestesc și se văd și semnele lăsate de gloanțe pe la tocul ușii și, mă rog, un exemplu. Alții, mă rog, sunt mai vârsta, depinde de vârsta, nu prea percep așa. Sper că exemplul dat de primărie, de Consiliul Local în Nucșoara, va fi dat și de toți cei care au venit și au spus lui Bogdan că da, te ajutăm. Să sperăm că nu sunt vorbe goale. Oricum, Elisabeta Arizea nu îi vede cu ei bun pe cei care doar spun vorbe. Nu prea vrea mai multe fapte și în viață. Nu-i păcat, Doamnă, că am fost român și am fost sânge de român toți, Doamnă. Toți n-am fost alte nații străine. Sânge de român am fost. Păi cum să iert? Nu pot să iert! Dacă am căuta un motto ca esența vieții noastre, cuvintele lui Nicolae Iorga ar putea să ne inspire. O națiune care nu-și respectă trecutul și obiceiurile creștine, un popor care își pierde credința și nu cultivă iubirea față de moșie și strămoșii săi, este un popor condamnat la pieire. Strămoșii trăiesc totdeauna, ori ca o dojană, ori ca o binecuvântare. Vorbele lui înțelepte ar fi fost o bună călăuză. Comme vous parliez de cette formidable madame, faites ce qu'elle a fait dans sa vie. Bien, je trouve que c'est une très très grande dame. On n'a pas besoin d'être noble pour être grand. Românii au avut-o pe Elisabeta Arizea, femeia simplă, cu un curaj enorm, pe care mulți dintre intelectualii din perioada comunistă nu l-au avut. Tinerii de astăzi pot învăța istoria nefalsificată a neamului chiar aici, la Nucșoara, pe prispa soților Rizea.
De-a lungul timpului am mai vorbit despre programul Tinere Talente. Fără îndoială, la începutul anilor 90, era o noutate pe care Fundația Regală o implementa în România postcomunistă, obișnuită decenii doar cu sloganuri fără acoperire. În 30 de ani de efort de sprijinire a celor tineri, talentați și fără posibilități financiare, în România a fost creat un grup puternic de artiști profesioniști. Fără exagerare, România este recreată, încet, sigur și discret, în afara cercului politic deziluzionant. Bursa Tinere Talente a Fundației Regale Margareta a fost prima rampă de lansare. E mare nevoie de voi, e mare nevoie de noi toți. Câtă vreme mai putem produce artă. Faci și doamnă, te rog? Da. Ok, hai să vedem. O da. Ai parte de tineri frumoși, talentați, care vin să-și încerce șansa pentru o bursă și pentru un viitor mai bun. Să mă împlinesc eu pe mine cu ceea ce fac. Și doi, să-i împlinesc pe cei din jur cu arta pe care eu o fac. Această experiență m-a făcut să devin mai bun doar făcând parte din acest program. Încerc să dau cât mai mult posibil ca tot ce am acumulat eu în decursul anilor, în propria mea experiență de viață artistică, să nu plec cu ea, să o las ca moștenire lor. Tinerii bursieri au nevoie de tratament de artist și atunci este foarte important ca ei să fie astfel văzuți. Încă sunt în căutări, nu știu exact pe ce drum vreau să iau, dacă vreau să continui să fiu un artist tradițional sau digital, dar mă bucur să spun lucrul ăsta pentru că știu că trebuie să fim într-o continuă căutare. Tragismul, dar și eroismul poziției artistului într-o societate, oricare, nu doar cea de azi, constă exact în asta. Cu toate că știi că demersul tău e sortit eșecului, îi dai înainte și vrei să mergi, vrei să vezi măcar până unde poți să te duci. Fiecare copil este un artist. Problema este să rămână un artist și când crește, consideră marele Pablo Picasso. Iar Fundația Regală Margareta a României face acest lucru din 2008. Timp de 14 ani neîntrerupți prin programul Tinere Talente, îi descoperă și îi susține pe tinerii cu har artistic. Mulți copii talentați provin din familii ale căror posibilități financiare nu le permit să-și urmeze visul. Chiar dacă harul lor este descoperit, chiar dacă sunt acceptați în școli de arte sau muzică, tinerii din familii modeste nu au șanse reale de afirmare. Este mănăcerească ce face această fundație pentru copii, este o binefacere și este de neprețuit. Acești copii sunt cu o situație materială foarte precară și asta îi ajută foarte mult. Îi ajută și din punct de vedere material, dar și din punct de vedere spiritual. Pentru că ei în acest an de bursă învață foarte multe lucruri. De la cum să fac o etichetă, cum să panoteze o expoziție, își fac contacte cu colegi, cu oameni, cu artiști mai în vârstă. Au foarte multe de învățat. Acesta este cel de-al doilea an consecutiv în care fac parte din acest minunat program. Și mă bucur foarte mult pentru această oportunitate de a cunoaște oameni minunați și de a mi se oferi atât de multe lucruri speciale. Am fost bursier din anul 2014 până în anul 2017. Am fost 3 ani consecutiv bursier la fundație, iar ulterior, în anul 2020 și anul acesta, m-am întors în postură de bursier alumni și colaborez cu Fundația Regală
Margareta României în cadrul proiectului Tinere Talente. Bursier Alumnii este un proiect al fundației. Foști bursieri se întorc și ajută tinerii bursieri care vin pentru prima oară în bursă la coordonarea proiectelor, la coordonarea concertelor și în același timp beneficiază din nou de acest sprijin financiar și nu numai. Sunt foarte mulți tineri cu potențial artistic și alegerea celor care vor intra în program nu este ușoară. Procesul de selecție a bursierilor implică evaluarea de către un juriu de specialitate compus din personalități artistice, precum și derularea unei anchete sociale. Este groaznic de greu pentru că sunt de diferite vârste. Noi cu experiența noastră trebuie să intrăm în vârsta persoanei respective și să-l jurizăm, să-l notăm în raport de ce poate să facă el la vârsta respectivă. E foarte greu și conștiința mea este tot timpul încordată și speriată să nu fac vreo greșeală, pentru că nu aș vrea să iau dreptul unui copil de a intra în bursă. Juriu are întotdeauna o misiune dificilă, un juriu de specialitate care se pricepe să evalueze, dar care totodată e format din oameni și misiunea lor e dificilă pentru că trebuie să-i selecteze doar pe cei mai buni dintre tinerii care se prezintă în fața lor. Și asta e păcat pentru că sunt foarte mulți tineri talentați care, din păcate, nu pot fi sprijiniți. Prin programul Tinere Talente, Fundația Regală Margareta a României oferă burse, mentorate și promovare, susținându-i astfel pe bursieri să-și urmeze drumul și să-și construiască o carieră artistică. M-am bucurat foarte mult de experiențele pe care bursa mi le-a adus, mai ales în arta vizuală, fiind un domeniu competitiv și subiectiv. Îndrumarea din cadrul bursei ne-a ajutat foarte mult, atât prin expozițiile pe care le-am avut, ne-au ajutat să scăpăm de anumite inhibiții, să ieșim din zona noastră de confort și să căpătăm vizibilitate. Proiectul oferă suport material necesar în achiziționarea de materiale și instrumente de creație, dar oferă multe alte oportunități de învățare, de a participa la masterclass-uri organizate de către fundație, de a cunoaște oameni din domeniul artei de la care învață, de a fi prezentați publicului prin evenimentele organizate de către fundație. Ei sunt promovați de noi și alte galerii profesioniste îi văd, dacă vorbim de artă vizuală, și îi preiau în diverse proiecte, în diverse expoziții și, de ce nu, în diverse licitații. Colegele mele de la Departamentul de Artă Vizuală identifică acei artiști care se potrivesc în anumite evenimente ale noastre, proiecte ale noastre, și îi invităm în diverse expoziții care sunt curatoriate profesional, care beneficiază de fotografie profesională, de comunicate de presă, de imagine în social media, și atunci le oferim acest tratament de artist. M-am bucurat și de fuziunea cu artiștii de la muzică. Am luat parte împreună la multe mentorate, cât și vizite reciproce la muzeu, la concertele lor, la expozițiile noastre. Am făcut un schimb frumos de experiențe. Un proiect de succes pe care noi l-am avut este cu Laura Maria Greaca și Livia Elena Greaca, care sunt doi artiști pe care noi am invitat într-o altfel de expoziție. I-am invitat în Piața Mare din Sibiu cu o galerie mobilă. Aducem un camion cu o remorcă și propriu zis aducem arta în mijlocul oamenilor. Iar aceste două artiste au fost invitate și au avut o expoziție cu totul și cu totul aparte, fiind trei zile de concerte, fiind evenimente pre, post-eveniment, ele au avut o mare vizibilitate, iar publicului chiar i-a rămas în minte expoziția lor de fluturi, de natură, de la mic la mare. În fiecare an, 30 de tineri talentați, artiști vizuali și muzicieni aflați la începutul carierei sunt promovați și susținuți în dezvoltarea și manifestarea lor artistică de Fundația Regală Margareta a României și partenerii săi. De-a lungul unui an de studiu sunt organizate mai multe expoziții în care artiștii vizuali își expun lucrările, dar și concerte pentru bursierii de la muzică.
am avut ca punct de referință și acum în a doua ediție programul Fundației Telefonul Vârstnicului. Elementul recurent care a fost prezent este timpul și vârsta a treia. Fiecare artist plastic s-a inspirat din diferite părți, ori din propriile experiențe cu bunici sau apropiați în vârstă, dar ne-am folosit și de poveștile anonime pe care le-am auzit de la echipa Telefonului Vârstnicului. Iar eu am venit cu o idee destul de similară, cum profesia unui om își poate pune amprenta asupra lui și că el ajunge la sfârșitul vieții ca o radiografie a propriei profesii. Am vrut să arăt cum tehnologia s-a dovedit a fiind o unealtă importantă a bătrânilor în acest an al pandemiei. Prin intermediul internetului, prin rețelele de socializare, au putut să își reia legătura foarte ușor cu familia, cu prietenii. Cu sprijinul mentorilor și a promovării perseverente, bursierii Fundației Regale Margareta a României au reușit performanțe extraordinare, fiind laureați la prestigioase concursuri internaționale, ajungând aplaudați și admirați în capitalele culturale ale lumii. Nici o secundă să nu fiți mulțumiți de ce ați făcut, dacă acel lucru n-a reușit să miște măcar un fir de vibrație în interiorul cuiva. Pasionat de chitară, Ovidiu Pintilie își finalizează masteratul la Universitatea Națională de Muzică din București. De curând a devenit artist Eurostring și va susține un turneu în mai multe țări europene, atât ca solist, dar și în calitate de profesor pentru masterclass-uri. Eurostring este o platformă care reunește festivaluri europene de chitară, un proiect foarte important pentru carierele tinerilor. Anul acesta putem spune că am avut foarte multe activități. Am reușit în primul și în primul rând să ne cunoaștem între noi fizic, pentru că anul trecut nu am avut această oportunitate să luăm contactul de asemenea fizic cu mentori foarte speciali, precum doamna Verona Maier sau domnul Octavian Lup. Cu sprijinul Fundației Regale Margareta a României, Cornelius Zirbo s-a perfecționat la Paris, unde a studiat în cadrul clasei de excelență a violoncelistului Gauthier Capuchon, desfășurată de Fundația Louis Vuitton. De asemenea, a participat la masterclass-urile de violoncel din cadrul Academiei Kronberg din Germania, iar în anii 2016 și 2018 a fost acceptat ca student activ la masterclass-ul lui Franz Helmerson, organizat în Italia, la Academia Europeană de Arte Palazzo Ricci, din Montepulciano. Cornelius! Cu ajutorul fundației am reușit să particip la concursuri, am reușit să călătoresc în afară, să particip la masterclass-uri, să-mi achiziționez un toc de instrument care este foarte costisitor, un arcuș de asemenea, și practic este ajutorul fără de care nu aș fi reușit să fac mai nimic. I couldn't not obey, my hands too light, I tried to set it down. Tinerii muzicieni sunt astăzi soliști în orchestre, angajați ai unor instituții culturale de profil, iar artiștii vizuali își expun operele atât în țară cât și în străinătate. Violoncelistul Andrei Ioniță, compozitorul Sebastian Androne, pianistul Mihai Ritivoiu, pictorița Sabina Dragomir, artistul vizual Silviu Preda, artistele Laura și Livia Greaca, dar și Cristina Uruc, actualul director al festivalului George Enescu, sunt doar câțiva dintre foștii bursieri ai Fundației Regale Margareta a României. Eu urmăresc de an în an și am văzut cât de mare au făcut pași înainte. E frumos. Sunt mândră de ei. Sunt
căutat în permanență noi modalități de susținere a artiștilor aflați la început de carieră, inclusiv ghidarea bursierilor și a tinerilor din sectoarele creative spre un viitor antreprenorial și spre abordarea capitalelor culturale europene. Astfel, fundația a organizat traininguri inovative de antreprenoriat, management de proiect și marketing online sau de comunicare digitală. Bursierii au participat și la o vizită de documentare și un schimb de experiență în Norvegia. Avem o colaborare foarte frumoasă cu o organizație din Norvegia și tinerii noștri au parte de experiența de a vedea ce se întâmplă acolo și de a învăța de la oameni din Norvegia. Din dorința de a crea și a dezvolta Programul Național Tinere Talente, din 2008 este organizat anual concertul Regal Caritabil. În mod tradițional, acesta are loc în data de 25 octombrie, marcând simbolic ziua de naștere a regelui Mihai I al României, creatorul Fundației Regale alături de prima sa fiică. Credința noastră este că avem puterea de a crea un viitor armonios pentru cât mai mulți copii și tineri înzestrați cu talent artistic, îndrumați și inspirați de maestri. Mulți dintre foștii busieri al fundației au cariere de succes pe marile scene ale lumii. Tinerii noștri au nevoie de sprijin și de încredere. Misiunea noastră poate continua alături de voi. România are nevoie de artă. Fiecare ediție a concertului Regal Caritabil a adus pe scena Ateneului Român cei mai valoroși muzicieni ai momentului și mari orchestre pentru susținerea tinerilor artiști români. Ateneul Român, ca gazda evenimentului, Televiziunea Română în calitate de coproducător și Radio România ca partener media, au contribuit la organizarea serilor memorabile. Concertul de gală din 2011, în prezența regelui Mihai I și a multor reprezentanți ai familiilor regale europene, a însemnat un moment de referință în istoria acestui prestigios eveniment. 2011 este anul unui concert triumfal la jubileul regelui Mihai, care împlinea vârsta de 90 de ani. Violonistul Remus Azoiței a urcat pe scenă alături de Orchestra Simfonică a Filarmonicii George Enescu, sub bagheta maestrului Cristian Badea. Sala Ateneului s-a dovedit a fi neîncăpătoare, iar biletele au fost epuizate cu mult timp înainte. S-au strâns atunci 85.000 de euro, sumă care a permis dezvoltarea proiectului dedicat tinerilor artiști ai României. Fiind unul dintre cele mai longevive și de succes evenimente de strângere de fonduri din România, concertul Regal Caritabil a mobilizat peste 1.800.000 de euro pentru susținerea programului Tinere Talente. Investiția în viitorul cultural al României s-a concretizat în acordarea de 400 de burse în decursul a 14 ani. Avem nevoie de sprijinul foarte multor oameni ca să putem să oferim aceste burse, să oferim mentorat, să oferim promovare tinerilor. Fundația Regală Margareta a României continuă tradiția de a susține și de a promova cultura și talentul românesc prin cea de-a 13-a ediție a concertului Regal Caritabil. Protagoniștii evenimentului din acest an sunt tineri muzicieni apreciați pe scene importante ale lumii, de la Carnegie Hall, din New York, la Londra, Shanghai, München sau Viena. Violoncelistul Andrei Ioniță, soprana Diana Alexe și tenorul George Vârban, acompaniați de orchestra New Hope, dirijată de David Crescenzi, se reunesc pe 25 octombrie pentru a dărui un spectacol emoționant de muzică clasică pe scena Ateneului Român. România va fi întotdeauna pentru mine acasă. Este o experiență deosebită să mă aflu, mai ales pe scenele orașului meu natal, București. De fiecare dată este incredibil să recunosc fețele și figurile atât de multor oameni din sală și vă așteptăm cu mare drag. Tinere Talente reprezintă unul dintre cele mai puternice demersuri de încurajare a artei din spațiul românesc. Complexitatea proiectului Tinere Talente îl consacră de 4 ori drept cel mai bun proiect de artă și cultură din România la Gala Societății Civile din 2013, 2015, 2017 și 2022.
Înființată în urmă cu 12 ani la Düsseldorf, Asociația Ateneum a organizat numeroase evenimente legate de istoria regalității noastre, invitând membrii ai casei regale a României la manifestările din Germania sau deplasându-se la castele, reședințe, locuri și muzee din țara noastră care au legătură cu regii și reginele noastre. De curând, membrii acestei asociații au vizitat Palatul Elisabeta din București. Înființată în urmă cu 12 ani la Düsseldorf, Asociația Culturală Ateneum și-a propus să aducă în atenție conexiunile istorice și culturale dintre țara noastră și Germania. În toată această perioadă, Ateneum a organizat în landul Nordrhein-Westfalen evenimente care ne evidențiază cultura, trecutul, legăturile tradiționale și istoria regalității noastre, invitând membrii ai casei regale române și personalități din țară și Germania. Din acest frumos oraș de pe Rin, de la Palatul Jägerhof, a plecat spre București cel ce avea să devină primul rege al României, Carol I-ul, iar la Palatul Benrat și-a petrecut o parte a copilăriei și adolescenței Principele Ferdinand, viitorul rege întregitor al României. Asociația Ateneum a dezvoltat și un proiect anual intitulat Pe urmele istoriei, program care oferă nativilor germani și originarilor români prilejul de a ne descoperi țara, istoria, datinile și cultura. Au fost vizitate orașe, muzee, castele, mănăstiri și obiective turistice legate de istoria națională, evocând personalitățile și faptele regilor și reginelor noastre sau pe mari artiști, oameni de cultură și politicieni care au făurit România modernă. Recenta deplasare a staffului Asociației Germano-Române Ateneum la București s-a concretizat prin vizite la muzee și instituții culturale precum Muzeul Satului, Palatul Cotroceni, Muzeul Vârstelor, Institutul Cultural Român, prin întâlniri cu factori de decizie din mediul parlamentar, ministerial, academic și ecleziastic și o primire la Palatul Elisabeta. La reședința din capitala Majestății sale Margareta, custodele coroanei române, oaspeții au fost primiți de Alteța sa regală Principele Radu, care s-a mai întâlnit cu membrii Asociației Germano-Române atât la Düsseldorf, cât și la București. Ist natürlich eine Freude für mich, jetzt nach diesen Problemen, die wir hatten, vor allem mit Covid, endlich wieder einmal in Rumänien sein zu dürfen. Und es ist natürlich das Interesse daran, dass unser Kulturverein Ateneum, der ja dem preußischen Königshaus so viel verdankt, dass hier tatsächlich wir eine Chance haben, die neuen Entwicklungen zu sehen, wahrzunehmen, wie in Bukarest etwa eine lebendige Stadt existiert und dass da alles in Bewegung ist. Also die Veränderung wahrzunehmen gegenüber früheren Besuchen. Natürlich für mich der erste Wunsch, als Frau Livia Grammer-Medinansky gekommen ist zu mir und hat einmal mir die Situation erklärt, zu erfahren, dass tatsächlich natürlich durch Karl den Ersten, den späteren Karl den Ersten, tatsächlich solch eine enge Beziehung zwischen Schloss Jägerhof und auch Schloss Benrath existiert hin nach Rumänien. 1866 ist er tatsächlich mit Einwilligung des preußischen Königshauses, aber auch Napoleons III. Tatsächlich nach Rumänien gereist, in die beiden vereinigten Fürstentümer Moldau und Walachei, die schon existierten. Aber er hat es geschafft, innerhalb von 20 Jahren, Karl I., daraus einen gemeinsamen Staat mit einem Königtum zu machen. Und das war die Initialzündung auch für unseren Kulturverein Ateneum,
besonders diese Breite der Kultur und des Kulturaustausches zu entwickeln. Prin intermediul asociației germano română Ateneum, mulți nativi germani din zonă au aflat că principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, primul nostru rege, a plecat din Düsseldorf, unde era familia lui la Jägerhof și la Benrath. A fost într-adevăr o dorință a domnului ca să primim un rege atât de mărinimos, atât de educat și atât de disciplinat. Poporul român a avut mult, mult, mult de luat din educația germană și aceasta este și legătura noastră cu Siebenbürger care trăiesc în regiunea noastră, Nordrhein-Westfalia. Nordrhein-Westfalia este o regiune foarte bogată, foarte puternică din punct de vedere al situației politice, din punct de vedere al situației economice, dar și mai mult al omeniei. Dacă undeva se vorbește despre prietenie și despre primire, toți suntem primiți bine, toți am fost primiți bine. Și la noi n-a fost vorba să ne integrăm, pentru că noi eram deja integrați. Eu când am ajuns acum 50 de ani în Germania, bine, aveam și norocul să mă trag dintr-o familie jumătate germană, din Brașovul copilăriei mele, cu bunicii mei, familia Zon, dar am fost primiți omenește. Noi am adus cu noi cultura din România, am început să ne adaptăm la cultura germană, pe care o știam deja, le-am împletit și am dezvoltat această asociație germano-română Ateneum. Știu că asociația germano-română Ateneum din Düsseldorf a trebuit să facă o pauză în activitatea sa din cauza pandemiei. Iată că acum ați revenit în București, continuând proiectul dumneavoastră mai vechi pe urmele istoriei. Cu ce gânduri, cu ce impresii și care ar fi scopul principal al vizitei dumneavoastră? De 3 ani nu am fost la București. A fost o întrerupere fizică, să spunem așa, activității noastre, ceea ce nu înseamnă că nu am lucrat în continuare la proiecte culturale în foarte strânsă legătură cu România, în speță cu Bucureștiul. Legătura dintre Düsseldorf și București, care se bazează pe o istorie de peste 150 de ani, a fost continuată în această perioadă. Ca întotdeauna, scopul nostru a fost întărirea legăturilor culturale dintre cele două țări, dintre cele două orașe, și avem marea bucurie ca și de data aceasta să ne continuăm activitatea cu scopuri poate mai mărețe decât ne le-am propus până acum și pe care sperăm să realizăm așa cum ne-am propus. În vizita scurtă pe care o facem de data aceasta, foarte concentrată, suntem pentru a treia, poate a patra oară la Muzeul Satului, ceea ce ne bucură în mod deosebit, atmosfera lui deosebită, căldura cu care am fost întâmpinați întotdeauna. A fost cea de-a treia întâlnire a membrilor Asociației Germano-Române Ateneum cu Alteța sa Regală, Principele Radu. La Palatul Elisabeta, un ghid le-a prezentat oaspeților sosiți de la Düsseldorf istoricul edificiului, destinul familiei regale a României, precum și cele mai valoroase exponate istorice, artistice și memoriale, găzduite de singura reședință a familiei regale la București. Palatul din șoseaua Kiselev a fost proiectat de arhitectul Corneliu Marcu într-o combinație a stilurilor neomaur și neobrâncovenesc pentru regina Elisabeta a Greciei, născută principesă a României. După divorțul de regele Greciei, prima fiică a regelui Ferdinand I și a reginei Maria a revenit în țara natală. Vizita oaspeților germani la Elisabeta s-a finalizat cu o invitație la ceai, iar discuțiile amicale, impulsionate de amintiri frumoase și planuri de viitor, au animat întrevederea cu Alteța sa Regală, Principele Radu.
Für mich war es eben der Ausgangspunkt, dass wirklich in dem Schloss Jägerhof, in dem ich lange Direktor, 20 Jahre lang der Direktor gewesen bin, dass ich da die Chance hatte, sofort so einen anderen Zugang zu finden. Und das mit Carol, ich bin hier insgesamt, ich glaube, 5-6 Mal schon gewesen, auch in Jasch, also östlich der Karpaten, zu sehen, wie dort sich solche Entwicklungen enthaben, die wir tatsächlich auch gepflegt haben. Der Kulturverein Athenäum hat es geschafft, in dieser Zeit ein Programm zu entwickeln, das wirklich für den, der zum ersten Mal kommt, dass er merkt, wie diese Entwicklung vorangegangen ist. Und wir stehen ja hier im Dorfmuseum und ich kann nur sagen, ich war auch hier schon dreimal und habe das genossen, sozusagen dort zu sein. Es ist eine positive Entwicklung, die ich sehe und kann nur sagen, es wäre sehr schön, wenn wir noch weiter mit der Stadt dort gut das etablieren könnten. Der Kulturverein hat immer dafür gesorgt, dass es einen Austausch von Künstlern gab. Er hat ein breites Programm entwickelt. Ausstellungen sind gezeigt worden, schon in dem Schloss Jägerhof. Aber wir haben auch etwa Unterstützung gehabt, besondere Unterstützung durch den früheren Oberbürgermeister Thomas Geisel, der sogar überlegt hat, ernsthaft, ob wir eine Partnerschaft zwischen den Städten Düsseldorf und Jasch etablieren könnten. Also von daher ist Unterstützung auf der politischen Ebene auch vorhanden. Das hat sich im letzten Jahr vor allem gezeigt, indem die Prinzessin Sophia von Rumänien dort nach Düsseldorf gekommen ist. Und sie hat tatsächlich dort, wir konnten für sie einen Empfang im Parlament von Düsseldorf, von der Hauptstadt des Landes Nordrhein-Westfalen etablieren. Puteți să comparați începutul activității Asociației Ateneu cu prezentul? Nu compar și constat că am făcut un salt enorm. Am început acum 12 ani activitatea noastră, provocați de presa și televiziunea din Germania, care relata întotdeauna despre România numai lucruri negative. Diaspora reprezintă o societate a noastră, cultivată, prietenoasă, care admite a trăi în altă țară, respectând regulile și respectând educația. Ne-am format ca să demonstrăm că suntem altfel. Și dacă mă gândesc la acum 12 ani, când la televiziune se vorbea despre hoție, despre criminalitate, ca și când ar fi fost o genă a poporului român, este o genă a omenirii. Astăzi suntem considerați un popor minunat, cultivat, prietenos și suntem foarte doritori să mergem și mai departe. Să demonstrăm legăturile noastre istorice, care au fost extraordinare. Principesa Sofia a fost la Düsseldorf pentru prima oară și a văzut Palatul Jägerhof și Palatul Benrath, de unde a plecat strămoșii ei spre România acum 150 de ani. Am fost cu Prințesa Sofia la Parlamentul din Nordrhein-Westfalen și am fost primiți și am stabilit o colaborare culturală între Düsseldorf și București și Iași. Știu că aveți la inimă Casa Regală a României. Veniți în fiecare an de 10 mai la sărbătoarea de la Palatul Elisabeta. De ce faceți toate aceste lucruri? Veniți special din Germania pentru a sărbători Corona României? Pentru că vrem să întreținem această relație între Düsseldorf și București, Casa Regală, și pentru că ne bucurăm tare mult că această zi se serbează și că nu a fost uitată de poporul român. Noi venim în fiecare an să sărbăm 10 mai în România cu familia, alături de familia regală. Avem foarte multe evenimente culturale. O avem pe doamna Livia Medilanski, care este sufletul asociației și pe care noi o susținem cu ce putem, dar fără dânsa n-am avea nicio șansă să arătăm germanilor cât e de frumoasă România. Am primit oaspeți, membri ai familiei regale, Alteța sa regală Maria, Alteța sa regală Sofia,
Principele Radu a fost acolo și și-a făcut o impresie foarte bună despre activitatea noastră. Toți membrii familiei regale au fost primiți cu căldură și au fost primiți cu curiozitatea românilor de a înțelege cum ar fi fost România dacă. Și cred că ar fi fost o țară și mai minunată decât este acum. Sentimentele noastre pentru Casa Regală a României sunt foarte definite, foarte curate, foarte frumoase, pline de respect și dorința noastră este să ne apropiem și mai mult, și mai mult, și mai mult. Cu speranța că vom reuși să ținem pasul cu activitățile familiei regale, pe care vi le prezentăm și ca o demonstrație a faptului că se poate face o treabă bună și în România, mi-au rămas bun. La revedere!